Avem un document. Asta e un document extraordinar care stă la baza dosarului meu. Act sexual cu un minor, folosirea prostituției infantile. Da, doar că e vorba de alte persoane. Stați să vedeți despre ce e vorba. Deci o fată, Borcana Alexia Ana Maria, cu iubitul său, Nicolau Adrian Ionuț, ei sunt niște dealeri de droguri, mă rog, în Constanța, dacă sunteți constanțeni, îi știți pe ei ca niște dealeri de droguri. Știți că dealerii de droguri, domnule, inhalează pe cale nazară cu ajutorul bancar. Da, mă, așa au fost ei prinși. Dealerii ăștia de droguri, domnule Ciutacu, se împart în două categorii. Unii pe care nu-i arestează poliția, îi vede în fața mall-ului, în discoteci și îi lasă în pace, și pe unii pe care îi arestează. Ăștia doi sunt genul pe care nu-i arestează nimeni. Ei, în filmulețul, o să vedeți... Și arestat și prețul a fost să te dea pe tine? Da, frate! Dar că ei au povestit despre... Cine sunt personaje? Uite, ea este fata Borcana Alexia, care în dosar spune așa, ăla iubitul ei. Asta e fata cu care tu ești acuzat că ai făcut sex când era minoră? Nu, ea e denunțătoarea care spune că două prietene de-ale ei ar fi făcut ceva cu mine. Da. Problema e că prietenele ei au venit la tribunal și au zis că nici de cum nimic cu mine n-au făcut în viața lor, niciun sex, niciun nimic, și că totul este un scenariu. Niște imagini că te-au filmat. Nu, mă, nimic, mă, nu există nimic. Nu ai nimic la dosar? Nu, ascultă-mă, fii atent ce e în dosar. Deci în dosar sunt aceste două persoane care spun că prietenele lor, cele două prietene, s-ar fi întâlnit cu Diaconescu, ar fi făcut și ar fi dres. Bă, și așa a început dosarul. Dar, atenție, cum a început? Ei sunt prinși pentru trafic de droguri. Așa. Au fost prinși la momentul zero, tineri ăștia doi. Da. Sunt liberi până în ziua de azi și la schimb au făcut și ei acest denunț care s-a dovedit ulterior la fi mincinos. Vă dați seama ce se întâmplă în România? Da, te-ai trimis în judecată. Trimis în judecată și cu interdicțiile prelungite până în februarie la anul. Adică imediat după ce se termină aceste alegeri, să meargă alegerile. Dar vorbești la televizor, nu mai e. Aici ei n-au calculat. N-au calculat că mi-a expirat interdicția de a fi invitat la emisiune și eu cred că în toate laboratoarele serviciilor secrete ei n-au calculat că eu astea 2-3 săptămâni o să mă duc peste tot și o să țip pentru George Simion și o să spun că el e singurul diferit. Păi și după aia te iau iară, frate, după alegeri. Păi mă iau, frate, dar mă sacrific, măcar știu că este George Simion președinte, care e total diferit de el. Te grațiază Simion după aia? Nu știu, mă, dacă mă grațiază sau ceva. De ce să mă grațieze, mă, că nu e nicio dovadă aici în dosar. Dar ți-ai mai luat, mă, o condamnare? Bine, mă, mi-ai mai luat una. Bă, da, voi înțelegeți ce scrie aici? Deci asta e o filă din dosarul meu. Deci așa a fost dosarul făcut la început. Deci ăștia doi, cu o bagnotă rulată, filmul de adinaur, e cum prizează ei droguri, dar să nu arătăm... Fumau, nu trăgeau până. Fumau, da. Mă rog, și îi prinde pe ei cu chestia asta, da? Da. Și zice, bă, vreți să vă arestăm? Nu, domnule, că uite, vă spun eu că am două prietene care îl cunosc pe Diaconescu, nu știu ce. În laboratoarele secrete, când intră cuvântul Diaconescu sau Ciutacu sau asta, lumea devine atentă. Ce ne puteți spune? Și atunci au încercat să facă această făcătură. Și noroc a început procesul la judecătoria din Constanța, cele două fete invocate de Borcan și de Mizu au venit și au jurat acolo. Presupusele tale victime? Da, mă, presupusele minore, mă. Bă, despre presupusele mele minore. Da, acum sunt minore sau majore? Sunt majore, mă. Una e căsătorită, are copil, le-a distrus și pe ele, le-a făcut victimele mele colaterare. Băi, gândește-te să fie acuzat de așa ceva. Le-a dat numele publicității. Da. N-aveau de ce să le dea... că erau doar minore. Tu te-ai trezit cu mascați în casă? Bă, 47 de mascați închipuiesc doar pentru ca să mă oprească, nu știu, să fac campanie poate pentru AUR sau să mă înscriu în AUR sau să-mi fac partidul meu sau să candidez. Dacă ai gură slobodă. Important este, Victor, că asta poate să facă în România oricărui om, da? Poate să-l blocheze cum vor ei. Bă, pe o făcătură asta ei m-au ținut 2 ani de zile pe mine blocat și încă mă țin. Deci, vin aceste două fete foste minore și spun în instanță, domnule judecător, noi nu avem nicio treabă cu Diaconescu. Nici nu, una dintre ele zice că nici nu s-a întâlnit niciodată cu mine. Ailaltă zice, dumne, am vorbit la telefonul. Am făcut o poză de timp. Luăm o extrem de scurtă pauză. Patronul lor de asemenea a spus că ele nu s-au culcat cu mine, deci nu există nimic în dosar care să ateste asta. Există doar interdicția mea de a candida la aceste alegeri.